Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În august, fecioarele vor fi cufundate în grijile familiei. Acum tu și rudele tale chiar au nevoie de unul de celălalt. Va fi nevoie de intervenție din partea ta și probleme legate de imobiliare pot da peste cap planurile tale. Într-un sens global, august este o perioadă boală foarte dificilă anul acesta. Vremea astrologică disarmonică va afecta toți reprezentanții pantalonului zodiacal, iar fecioara nu va fi o excepție, dar cu ajutorul tău poți intra în obiectivul nefast al astrelor. Tendințele negative, care vor fi de natură bruscă și imprevizibilă, se vor intensifica în a doua decadă și se vor manifesta cu și mai mare forță la sfârșitul ultimei luni de vară. Acum este un moment bun pentru a decide viitoarea profesie sau pensionarea. Nu-ți fie teamă să încerci ceva nou. Amintește-ți că acum opinia ta este mai importantă decât opinia altcuiva. Dragoste, acum atragi pe cât posibil sexul opus. Pune preț pe sentimentul reciproc al oricărei persoane care îți place. Doar nu abuza de atitudinea bună a cuiva. Acum nu mai ai timp să construiești relații armonioase, așa că încearcă să întrerupi contactul cu cineva neloial sau inadecvat până la vremuri mai bune. Dacă vrei doar flirt și divertisment, atunci acest lucru nu va fi greu de realizat. La sfârșitul lunii va exista șansa de a reînvia sentimente de multă dispărute. Acest lucru se aplică atât cuplurilor căsătorite în care focul pasiunii s-a stins, cât și foștilor iubiți care s-au despărțit. Vă puteți acorda unul altuia o a doua șansă, dar fără păreri de rău mai târziu dacă ceva nu merge bine. Încearcă să nu repeți greșelile vechi și lucrați împreună pentru a depăși dificultățile. Sănătatea. Fecioarele ar trebui să fie mai atente la problemele lor de sănătate. Ești prea neglijentă în acceptarea afecțiunilor corpului tău. Ar trebui să tratezi corpul tău precum casa și subordonații. În august, trebuie să ai grijă la organele digestive. Ia în considerare o dietă terapeutică care te va ajuta la ameliorarea tractului digestiv. Fă-ți o regulă să nu mănânci târziu. Crede-mă că spun asta din propria experiență. Ador să mănânc după ora 21 și se vede deja pe coapsă și sub brâu. Asigură-te că mănânci suficiente proteine și bei multe lichide în timpul zilei. Dedică a doua decadă a lunii pentru examinarea corpului. Știu, vei avea o scuză că medicii sunt în vacanță, dar îți jur că laboratoarele vor fi fericite să-ți încaseze cardul. Acest lucru te va ajuta să urmărești bolile cronice și să previi orice afecțiuni noi. Contactează medicii în care ai încredere. Dacă ai planificat un fel de operație pentru august, atunci poți fi sigură că va avea succes pentru tine, iar reabilitarea va fi rapidă. Banii. La începutul lunii, totul va ieși bine pentru tine, dar nu trebuie să te bucuri prea devreme, pentru că în decada a doua și a treia vor fi zile extrem de încărcate financiar. Toate proiectele pe termen lung care au fost pozitive pentru tine se pot transforma într-o surpriză completă. Încearcă să nu ai încredere în oamenii necunoscuți, deoarece nu vor fi interesați. Tot în a doua jumătate a lunii sunt probabile conflicte cu superiorii, care pot aduce la concediere sau ruperea completă a relațiilor. Încearcă să nu fii excesiv de activ în mod inutil. Cineva din echipă va dori în mod deliberat să te enerveze. Începutul lunii august este un moment bun pentru oamenii creativi. Acum te vei inspira maxim din ceea ce te face fericită. Există toate șansele de a-ți arăta abilitățile altora și de a câștiga încrederea cuiva. Dacă ieși din zona ta de confort, s-ar putea să ajungi cu mai multe decât ai avut. Unul dintre prietenii tăi te va ajuta să rezolvi o problemă importantă și dificilă pentru tine. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!